Salutare lumea, sunt Easy România și astăzi facem al doilea episod din kick-off, jocul nostru preferat de pe Roblox, un joc cu fotbal care cu Roblox pe felie aici, cu Asu. Salutare! Și îl aveți în descriere, abonați-vă și voi să mai crească și el și jucăm separat. Aie. No, dacă cine a fost pe faza acum câteva minute, acum o jumătate de oră, cam așa o oră, cei care ați fost pe fază și ați văzut ce s-a întâmplat mai pe canalul meu, s-a întâmplat că am făcut mai multe live streamuri și le-am șters pentru că am încercat să fac cu unul și nu mi-a mers. Ba mi-a închis camera sau nu știu ce, ba era microfonul setat pe alt microfon, ba nu știu ce și nu mai am făcut niciun live stream și m-am gândit să fac un video și cam ăsta e videoul. M-am gândit să-l fac cu un joc Old Name Cure care cred că o să fac altă dată și da, nu este cine știe ce joc. Oricum și-am... Nu uitați să vă abonați și la Medri. Da, și la abonați-vă acolo, dați un like. Și că merită, e și un canal de gaming, cam tot ce sponsorizez eu sunt canale de gaming, adică ce sponsorizez eu. Și-l follow la Instagramele noastre. Da, al meu e Easy România și al lui Asu. Și al meu este vladus.sherban2003. Da, le aveți și pasia în descriere, dați și acolo un follow că merită. Și am văzut băieți că am făcut și noi 48 de vizualizări. Am făcut și noi 40 de subscriberi la acest canal și mulțumesc foarte mult că aproape facem și noi 50. Se vede că începe să crească canalul, chiar cum vorbeam de chestia asta cu Vlad, cu Asu. Vlad e un alt prieten, vorbeam cu el și... Și dacă noi nu creștem... Ce ai zis? Dacă noi nu creștem... Dacă nu crește canalul lui Asu, a zis că se lasă, că n-are rost să mai continue așa, fără să se uite mai nimeni și a zis dacă nu mai se abonează 1, 2, 3, se lasă de YouTube, măcar atât să se aboneze. Dacă vrea să vadă și el. De YouTube și mă las și de contact. De ce te lași? Bă, nu te-am zis. A, da, te lași, ieși din gang, am înțeles. Păi, așa. E, dacă nu mai se abonează nimeni, E tot îmi pare rău că nu mă se abonează nimeni, vreau să se aboneze și la tine ca să nu pleci de pe YouTube. Că merită, adică încep să te promovezi, adică te promovezi și eu și încă 2-3. Și eu ăla care are 1000 de abonați Ștefi și pe ăla... Nu mă promovează. Oricât de mult ar ruga să facă, nu o face. Păi dacă are... n-are timp. Ce? N-are timp. Ați văzut băieți că mi-au luat mingea de la 1 metru, să nu zic că e un joc... Să unde s-a bubuit? S-a dus mingea, tată, s-a dus! Dar m-a așteptat să fiac mingea acolo. Tot ești tu, e 7-0. Hai de capul meu. Cred că jucăm doar 2 sau 3 meciuri și cam atâta după acest meci. Nu uitați, la ora 7 seara... Voi posta un nou video. Nu vă zic ce este. Nu, dar să vă uitați acolo, dați și voi un like că merită. Și să vă abonați. Și nu uitați, scrieți în comentarii o melodie ca să fac hard bass și cel care va scrie va apărea în următorul videoclip. Și așa fac sponsorizare la abonații mei. Că na, de ce nu? Dar barem să vă și eu abonați, dați acolo clopoțel. Să vedeți ce mai postez, că încerc să postez mai în fiecare zi sau dacă nu în fiecare zi, maxim o dată pe săptămână, de fapt nu maxim, măcar o dată pe săptămână, dacă nu postez în fiecare zi sau o dată la 2-3 zile să încerc să postez cu Roblox pe felie, nu știu, cu Ace, seria 2 am văzut că nu prea este apreciată și am zis să mai
fac un video barem să termin seria, că sunt deja la episodul 4 și să fac episodul 5, care l-am făcut, dar este mai vechi și nu mai a ieșit destul ok, dar o să-l fac și o să-l încerc să-l postez. Și cam aia cred că va fi ultimul episod în seria de Ace și nu știu dacă mai o să postez cu Ace sau cu jocul pe telefon, că se pare că nu prea are efect. Dar dacă vreți să mai postez jocul pe telefon, scrieți în comentarii că, na, un joc sau o melodie, scrieți în comentarii și veți apărea în video, că așa puteți să vedeți faceți sponsorizare. La un pârlica mea de-abia cu aproape 50 de abonați, cam 49, mersi foarte mult băieți pentru acești abonați. Am început să cresc asta, mi-a căzut camera. Am dat cu mâna și mi-a căzut. Dar așa. Dat un pic. Bun, să o setez așa, așa, asul de gol. Da, asta e. Eu zic lui asul, haide, să dea gol și e adversar. Cum vine asta? What? Cum cheam? Bebe. Bele. Ok. Nu înțeleg ce înseamnă, dar de-am zis și eu, ok, random. De ce mă duc într-o parte? Eu vreau înainte să iau mingea. Și avansează, și avansează. Aoleu, cât sunt pe mine, cât sunt pe băiat, pe săracul copil. Mi-a căzut capul, zero stres. Na, nici nu stres. Și ca să știți, mai am încercat să fac un live stream, dar n-am putut. Pentru cei care ați fost pe canal, de-aia ați văzut acolo mai multe live stream-uri și chestii random, pe acolo videoclipuri. Am încercat să fac live stream și nu mi-a reușit. Ba, nu mi se activa camera, ba, nu era microfonul setat pe microfonul care era activat. Adică am două microfoane și eu foloseam unul și era activat pe celălalt microfon care era dezactivat. Ba, chestii de-astea, nu știu, ba, am scris că ceva găsit în comentarii, ba, cădea netul, multe chestii și când făceam da, live stream, mă rog, de fapt nu mergea acolo, știți, când se încarcă. Am înțeles. Na, nu mi se vedea. Și am zis, hai, lasă, nu mai fac niciun live stream și fac un video și fac un video ăsta. Prima oară am zis că să fac cu un joc de pe Steam care l-am instalat și mai mă joc și eu cu asul. Dar nu mi-a mers, nu știu ce mi-a dat eroare și am zis, hai să mă joc Roblox. Prima oară am vrut să mă joc Arena 51, mi se încărca foarte greu și după hai am zis să ies și să bag un kick-off, să filmez și pe ăsta și gata. Și filmez aici kick-off, mă vedeți cum filmez, cum pierd aici. Trist. Chiar foarte trist că pierd în fața lui Asu. Și la băieții ăștia care sunt aproape noob, dacă vă uitați, decât asul este cel cât de cât bun, mai sunt doi noob, ăsta e un pic mai bun ca mine, că eu, na, sau nu sunt mai bun ca el, ha, ca lumea, nu păsărică de aici, uite, miau. Și avansăm și avansăm și mă duc eu tare pe minge, mă duc. Pierd bune, fix, că nu pot. A dat-o portarul cu capul, cu talent. Iată. De ce nu poți să iau mingea? Cine se uită pe aici? Cine s-a uitat până aici să scrie 47? Da, cine s-a uitat până la scorul ăsta să scrie în comentarii 27, adică 2, scorul meu și 4. De fapt, nu 27, 24. Dați vedem dacă vă uitați măcar la canalul ăsta. Da, deci aveți, da, am zis chestia cu Harbas? A, nu am zis-o. Băieți, dacă vreți să vă fac sponsorizare gratis, scrieți în comentarii o melodie ca să-i fac Harbas, că seria de Harbas am văzut că doar un videoclip din două cât am făcut este apreciat, am aproape 50 de vizualizări la el o săptămână. Și e ok pentru început. Na, am făcut 70 de vizualizări la ăla cum am intrat în The Gang. Am făcut în 2 luni 70, nici 70, 69. Mă rog. Și vedeți că astăzi va posta Vlad, cred că vă readuc aminte sau vă zic acum. Va posta cu astăzi, va posta un video nou, cred că o serie sau va fi o surpriză nouă.
nu știu, să ne așteptăm să vedem ce va posta, va posta o serie poate sau un videoclip. Să vedem, poate cu ce se roa, cine știe. Cine știe. Nu cred. Ce nu crezi? Păi tu le filmezi, așa că tași tu, că strici surpriza. Nu asule. Bă, băieți, dacă eu nu mai zic nimic, înseamnă că mă concentrez aici. Dacă el nu poate să vorbească și să se concentreze. Așa că lăsăm să se concentreze. Și da, Deb, eu sunt un pârlit, de-abia joc, uitați, sunt, hai, stau la soare, mă prece, ce să mai. A dat, așa, dă-i, dă-i asul de gol. Mai, nici nu pot să-ți dau la joale să-ți iau mingea. Plecați voi, pleacă și tu. Și tu pleacă, te blochezi, te văd să te blochezi, nu te blochezi. Mhm. Ia, ai dat și șpagă la portarul ăsta, mă? Nu i-am dat, mă. Păi de ce îți dă numai ție mingea? Nu știu, mă, se nimerește. E, ca lume. Mhm. Nu da mie. A, cum ar mai, ai că, na, e dat prea puțină șpagă, dar numai ți-a dat mingea. Și avansăm și avansăm și luăm numbi, frate, intru în ea, nu nimic. Bum! Băi, ignorați asta ce s-a întâmplat. Da, am avut o criză de nerv că nu, de fapt nu o criză de nerv, dar m-am enervat că nu pot să dau și eu un gol. Uitați, intră toți ciobanii pe mine, dați mâini și cu oile mine, ce aveți? Frate. Intră ca ciobanii mie, dă, mă înconjoară și nu mai pot să ies răcuțul de mine. Uite, mi se mi-a înghețat față de frică. Mă. A dat asul, iar gol. Uite, tu, numai tu ai dat, mă, asul e golul. 5-0, pe 5 de la tine. Pleacă! Avansează, deci dacă dai în spate, ești un cretin. Dacă dai în spate. Dă-i gol! Gol! Nu, că încerc să mă arunc în apă, că nu vă dă la gol. Vreau să mă arunc în apă. Bă! Ce? Vreau să mă arunc în apă, că nu dă la gol. Uite ce norat e. Uite, uite și acolo unde ne spamăm. Hai mă, că a intrat în mingea. A intrat în mâini la portar. Și avansezi, da. Și avansezi, și avansezi. Portarul era în poartă, mingea s-a atins pe plasă. În sfârșit am dat, băieți, eu un gol. În sfârșit am dat. În sfârșit, în sfârșit. După atâta amartă vreme, după 3-4 minute am dat și eu un gol. Voi vă dați seama că de-abia în vreo oră trebuie să dau și eu câteva goluri. Hai de cap, nu. Se termină meciul în câteva secunde. Plecați voi, nu meritați. Ce mă, de ce era mingea? Scrie numele tău pe aia? Nu-mi coace. Așa. Scrie numele tău pe aia, mă, dă-mi ei. Iută la el. Dă-mă mingea că ai ținut destul, hai. Dă-o. Mă! Este a mea. Bam! Acum de ce am dat-o strâmb? Am pierdut și tot asul a câștigat. Nu-i corect! Ce nu-i corect? Ce textură am luat Adidas. A dat... Păi da, 6 goluri. Și eu, unu, e corect, nu-i corect, vreau și eu goluri. Din comentarii dacă a fost corect, mi se pare că a fost. No, urmează mapa Halloween și a căzut Sans, a căzut jos. Și s-a dus Sans în abisul după pește. Deja este 4 jumate când filmez. Și mi s-a făcut somn.
Și filmez de 14-15 minute. De ce mi-ai fratele meu de la un metru? Mi-a zis asu că e genul magnet care ți-a mingea. Eu stau la soare, n-am stres. Mi-a zis asu că e o manetă, ce, de fapt un magnet care ți-a mingea și nu știu ce. Eu cred că ți-o ia de, cu cât ești mai slab, cu atât ți-a mingea mai bine. Eu sunt mai bun ca el. Nu? Ui, ați văzut, mi-a dat la un metru. Cum îl cheamă, mă? Pă. 128 de goluri și am 133. Eu ar trebui să-i fur mingea. El mi-o fură repede. Pleacă, mă, tu. Dă-mă mingea. Acum cred că mulți că ziceți că mă oftic. Nu mă oftic. Doar că mă enervează că nu, jocul ăsta nu-i corect. Adică mi-a mingea de la un metru. Frate, fii serios. Joacă-mă. Normal, cinstit. Vino pe mine. Dă-mi la joale. Uite așa, dă-mi la joale. Am dat la joale. Uite, dă-mi la joale. Băi, jocul ăsta nu te spune că n-am. Roblox. Și pe felie. Ați văzut? Era minge acolo în față. Acolo mă apope de portar și ea vine luasul în picioare. Să nu zic că-i trol! Fac atitirez, mă. Acum de ce nu am luat-o? Zic, mă duc pe el, ăsta să joacă pereții, că o să dea în perete și vine înapoi și vrăjeala de ea maxim toată ziua. Joacă perețica, băieți, joacă perețica. Eu sunt în echipă. Tu n-ai stres, tu ești, tu zero stres. Băieți, eu sunt în echipă cu Elis din România. Adică cu mine. Acum unde-i mingea? Venea în capul meu, ce o dai mă lui? Și uite și ăsta da șpagă la portar. Portare, bă, dar tu trăi ca multă șpagă mă, nu crezi? Uite, uite bă, bă, și să bești la mine, ești nesimțit, nu crezi? Hm. Știgat. A, câștigat. Bă, ignorat asta, vă rog. No, ca să știți, nu mai nervez, doar sunt, de fapt, nu mă oftic. Mă enervez că jocul ăsta n-are nicio logică. Doar să te joci fotbal, dar să faci asta, serios, cum poți să faci asta, mai și zbori? Băi, jocul ăsta are logică, doar că nu prea se înțelege la AZ România. Poți să-mi zici AZ. N-are logică, n-are logică, mă, n-are logică, ești nebun. Zici și tu, nu putem noi să sărim gardul, să o luăm și gata, aia șpilul. Hai. Ce veniți, mă, pume, tu te bă acasă. Du-te acasă tu, marș. Pleacă, dă mingea încoace. Bă. Am pierdut acest moment, din păcate, băieți. Speranța moare ultima, mă. E 4-1, mai sunt 45 de secunde. La 5-1. Uite, la tine speranța moare ultima, la 5-1 moare. Tu mi-ai zis asta la Umeș când era 5-3. 5-2 era. Și mai avem tot așa un minut. Și zic, speranța moare ultima și am făcut egal. Cu speranța ta. Să nu stăm un report. Nu dau report, băieți, nu dau report, pentru că după o să mă hateriți în comentarii. Nu dau că nu sunt nesimțit. Și de ce să după să-mi dați, după să mă înjurați pe un comentariu la orice videoclip, să-mi dați dislike. Nu vreau asta, chiar nu vreau, de ce să zâmbesc acum? Și am pierdut cu jale, bă, mă, și mă, cu 6-1. Ce ți-am zis, nu, să pierdem? Nu, cu 6, ba da, cu 6. 6-1. Ba da, cu 6. Cu 6, mă. Ba, piciorul. Cal camera în picioare că am pierdut. Hai, ultimul meci. Ultimul meci după închidem acest episod. Mai vrei aduc aminte, abonați-vă la AS123, la aveți și peste pe el în descriere și la Madrix. Și Instagram e tot în descriere, al meu AZ România și al lui ASU. Vlăzut.șervan2003. Da, și acolo un follow că merită. Și să începe meciul. Fece... În ce echipă suntem? Suntem diferiți? Nu suntem. Dar de ce mi-a pornit cetul? Nu e hackerul lui Pește, pleacă mut.
plecați, asta e meciul meu, gata, ăsta-l vreau să meci fie, al meu și al lui. Au, și a prins-o portarul. Și dau gol. Pa, picior, de ce nu mi se pune mie gol? De ce? Era mingea în poartă și... Era mingea în poartă și ți se... Bă, era mingea în poartă și ți se spamează ție în picior. Cum vine asta? Bă, dar nu mai fi mă așa. Nu mă enervez, dar n-are nicio logică jocul ăsta. Și mă enervez că nu mi se spamează mie în picior. Bă, mă enervez că nu mi se spamează mie în picior. Adică să zic că în poartă noastră mi se spamează mie în poartă cealaltă, știi? Uite, așa, să-ți iau mingea, să dau un trick shot și gata, gol. Gol, bă! Ai dat bară. Ce bară am dat? Am dat coș. Acum, dar a trecut mingea pe mine. A devenit mingea la ăla, s-a spămat în mingea, s-a spămat în... Ne învârtim după o minge, eu stau pe bar. Stau la plajă. Deja este 4:37 și filmăm de 21 de minute. Ce am văzut? Astăzi am primit o chestie foarte ciudată. Deci am primit la o melodie, la primul meu videoclip cu Fodo, care... Na, ăsta atunci l-am făcut pentru că mi-a plăcut mie melodia atunci și... De ce? Așa să continue, deci la melodia aia Fodo am primit un comentariu care... pentru cei care știți engleză, e jignitor, adică mi-a scris unul Dickhead. Nu știu ce mi-a scris chestia asta, adică m-am jurat să-i fie rușine. Nu știu ce m-am jurat și după că m-am uitat la comentarii la acel videoclip, nu mai era comentariu. Adică l-a făcut și după l-a șters. Stai, că n-am auzit ce ți-a zis. Dickhead. Dickhead? Dick, bă, Dickhead. M-am jurat, adică. Ce aici am cer, cum a zis? Dickhead. Bă, să-mi scrii încet aici, scrie încet aici. Nu păi înțeleg. nu o să-mi traducă. Nu mă, dar vreau să văd. Head, parcă. Nu, că Dick e... Știi ce înseamnă? Stai. Dick. Cum mă zic? D-I-C-K. Acum ce, înjurăm în engleză, știi ce înseamnă? Lopățica de la picioare, mă. Aia înseamnă. Știi tu care? Ah, lopățica. Aia înseamnă. Și head, nu știu de ce a zis head. De că mi-a zis lopățica, cap, lopățica în cap, sau nu știu. Nu, dar pentru cei care înțelegeți ce înseamnă lopățica de sub picioare, asta este o chestie care am inventat-o acum, ca să nu zic ce înseamnă pe bună, pentru că nu vreau să înjur pe canalul ăsta. Chiar nu vreau să înjur, că vreau să fie un canal, no, gen non-înjurături, pentru că după o să-mi iau hate și o să plâng și o să intru în depresie și nu știu ce și ai de capul meu. Băieți, adică stau Imogen vrea să fie. Da, mă, Imogen toată ziua înjură și eu să fiu ca Imogen, am înțeles. Da, înjură la Caterinca ăla. Atunci și eu să înjur la Caterinca. Caterinca lupește că nu mai merge. Că am vrut să dau și o gol. Pui mea, uite, am câștigat, am făcut și noi win aici ca băieții. Ce mă apăcăți că urmează? 2-2-2. Am făcut 2220. Am zis că închid, hai că închid aici episodul, băieți, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și cel de subscribe și clopoțelul că merită. Și ne vedem data viitoare cu un episod. Da, și nu uitați, abonați-vă și voi la AS123 că merită și la Madrix. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa!